All right, Philippians chapter 3, verse 8. Filipeni 3 cu 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung, that I may win Christ. Da, într-adevăr, și să cotesc toate lucrurile pierdere din cauza împărăției cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care am suferit pierderea toate și le socotesc a fi gunoi ca să câștig pe Hristos. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Și să fiu găsit în el, nu având propria mea dreptate, care este din lege, ci aceea care este prin credința lui Hristos, dreptatea care este din Dumnezeu, prin credință. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Ca să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui, fiind făcut conform cu moartea lui. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Dacă ar fi posibil cumva să ajung la învierea morților. Not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Nu că am obținut deja sau că am fost făcut deja de săvârșit, urmăresc că poate prin acestea pentru care și am fost prins de Hristos Iisus. What I want to look at tonight is, I can simply title the message, Realizing You Haven't Reached. That I think one of the dangers in Christianity, especially once you've been saved for a little while, is to get comfortable with the idea that you have done your part, to feel like you've done enough. Să te simți că ai făcut de ajuns. And in doing so, și în a face asta, when people start to feel that way, când oamenii încep să se simte așa, they start to sit down on God. Ei încep să stea jos, să-l pun pe Dumnezeu deoparte. And to get lazy on God. Și să devină leneș spre Dumnezeu. Now to understand why I get that from here, să înțeleg de ce am primit aceasta din aceste versete. Paul is discussing the fact that if there's anybody că dacă ar fi fost cineva who has a right to be proud of the life he has lived, care are dreptul de a fi mândru de viața care a trăit-o, if anybody could say, I've done enough, dacă cineva ar fi putut să spună, am făcut îndeajuns, if anybody could say, I've grew to the limit, dacă cineva ar fi putut să spună, am crescut până la limita mea, he said, it's me. El a spus că aș fi eu. And I think we would probably agree with that. Și cred că noi probabil am fi de acord cu el. If there's ever a Christian dacă ar fi fost un creștin vreodată, who could stand and say, care ar fi putut să stea și să spună, that I have run my race and I've done it. I'm done. Am alergat cursa mea și am terminat-o. It would have been Paul. Ar fi Pavel. But here Paul is saying, dar aici Pavel spune, that I actually count all the good things about myself, de fapt, să cotez toate lucrurile bune despre mine, as nothing. Ca fiind nimic. He said, I count them as dung. Spune că le să cotez ca gunoi. Everything that you look at me, tot la ceea ce te uiți la mine, and say, oh man, he's lived a good life for God. Oh, el a trăit o viață bună pentru Dumnezeu. Even he talks about the things, chiar și el vorbește despre lucrurile, that from a more fleshly perspective, din perspectiva de carne, would cause you to look at him, te-ar cauza pe tine să te uiți spre el, and think that he has lived a full life. Și să crezi că el a trăit o viață plină. He says, account it as nothing. As worse than nothing. Mai rău decât de mine. And he says it's because I realize și este din cauza că realizez that it's only by God's righteousness că este doar prin dreptatea lui Dumnezeu, which have been bestowed on me by faith, care a fost pusă pe mine prin credință, that I'm getting to heaven in the first place. Că eu mă duc în cer în primul rând. That I haven't done anything to earn my place in heaven. Eu nu am făcut nimic ca să-mi câștig locul meu în cer. And not only that, și nu doar atât, but he says when I look at myself, dar spune când mă uit la mine, I realize I haven't reached the finish line. Eu realizez că nu am terminat.
He said, I've not experienced his resurrection. Eu nu am experimentat învierea lui. I've not, you know, been raised from the dead. A spus că eu nu am fost ridicat dintre morți. He said, but instead, I'm going to run. Dar în loc de aceasta, eu voi alerga. Until the race is finished. Până ce cursa este terminată. You know, the verse we finished in. Versetul care am terminat. He says that I count myself as not having apprehended these things. Spune că mă socotesc că pe mine însu ca nu ca unul care nu a aprins toate acestea. Which you could take a few different meanings from. Care poți să primești câteva din acestea poți să iei câteva însemnări. One means that he hasn't reached it yet. He hasn't grabbed it. Una este că el nu a ajuns, nu a luat-o. The other one deals with the idea of fully understanding. Cealaltă are de a face cu această idee de a înțelege pe deplin. But the few times the word apprehended is used in the Bible. Dacă nu a prins de câteva ori acestea când sunt folosite în Biblie. With a clear definition. Care este definiția clară? Is when he's talking about somebody taking hold of something, grabbing it. Atunci când cineva se ține de ceva, îl prinde. You know, when he talks about somebody wanting to capture him like a prisoner. Este când cineva care vrea să te captureze ca un prizonier. So when he speaks of not having apprehended. Că spune că el nu a prins. The rapture. The resurrection of the dead. The finish line, so to speak. Linia de terminare. I don't think he's saying I don't understand it. Eu nu cred că spune că nu am înțeles. He's saying I haven't grabbed it yet. Spune că nu am prins-o încă. I haven't taken hold of the finish line yet. Nu m-am ținut de încă nu m-am prins, mă țin de linia de terminare. And what I feel is dangerous for Christians. Și ce mă simt că este periculos pentru creștini. Is that it is very easy. Este foarte ușor. To reach a point in your life. Să ajungi la un loc în viața ta. Where you're satisfied with what you have done. Unde tu ești satisfăcut cu ceea ce ai făcut. And think I've done enough. Și să te gândești că ai făcut tot ce ai ajuns. I've reached my point of where I want to be. Eu am ajuns la punctul unde vreau să fiu. And then we start setting on a pew in a church, și apoi a bench. Începem să stăm pe bănci sau pe scaun în biserică. We stop giving much of our time to God. Nu mai dăm din timpul nostru lui Dumnezeu. And we do the minimum of what is required of us. Și apoi facem minimul care este cerut de la noi. Because we think we've reached the finish line. Din cauza că noi credem că am ajuns la linia de terminare. But it would seem to be. Dar se pare că este. That Paul is saying. Spune, that until the rapture takes place, and you, this body has been raised into a glorified body, și acest trup va fi schimbat într-un trup glorios, you can't count yourself as having reached the finish line. Tu nu poți să te socotești pe tine că ai ajuns la linia de terminare. Now it's interesting he would say that as opposed to just death. Este interesant că spune aceasta în loc de moarte. But if you know the story of Lazarus, dacă știi povestea lui Lazar, that he's proof. El este dovada. Death isn't always the finish line. Că moartea nu este totdeauna linia de terminare. So he gives a clear defining line. El dă o linie clară. And he says, until you have been a partaker of his resurrection. Spune că până ce tu nu ești un partaj din învierea lui. You've got work to do. Tu ai treabă de făcut. Now maybe there's coming a time where you'll sleep. This body will go to a grave. Poate va veni un timp când acest trup va merge într-un mormânt. But so long as you have breath. Dar atât timp cât tu ai respirat. An ability. Și abilitate. You have not reached your finish yet. Tu nu ai ajuns la terminare. And so I think I would wish for you tonight. Eu cred, doresc pentru tine în această seară. That each of you as believers. Fiecare dintre voi ca cei care cred. Would give some serious thought to that. Vor da niște gânduri, vor gândi mai serios la aceasta. Because pretty much everybody in this room. Din cauza că aproape fiecare din această cameră. With the exception of maybe someone who just got saved recently. Cu excepția celor care de-abia a fost salvați în mod recent. You were doing much more at some point in your Christian walk than you are now. La un moment dat ați făcut mai mult pentru Hristos în viața voastră creștină. And back then you were hungry to serve God. Și atunci erați împometați să slujiți pe Dumnezeu. And enough was not enough. Și de ajuns nu era de ajuns. And yet somehow, și iată cumva, now the minimum acum minimum becomes enough. Devine de ajuns.
And that is something I see happening all over the world with Christians. Și aceasta este ceva care se va întâmpla oriunde în toată lumea cu creștini. So once we realize we haven't reached the finish line. Deodată ce realizăm că nu am ajuns la linia de terminare. And we cannot sit down. Și că noi nu putem să stăm jos. Then we need to look at what else Paul has to say about it. Atunci trebuie să ne uităm la ce altceva Pavel are de spus despre aceasta. So verse 13. Versetul 13. He repeats this thought. Repet această idee. Brethren, I count not myself to have apprehended. Fraților, eu nu mă socotesc pe mine însumi că am prins. You know, I haven't reached it yet. Nu am ajuns încă. I haven't taken hold of the finish line. Nu mă țin de linia de terminare. But this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto the things which are before. Dar fac un singur lucru, uitând acele lucruri care sunt în urmă și uitându-mă spre cele care sunt înainte. But my message for you is actually quite simple in its basics. Mesajul meu pentru tine este de fapt foarte simplu. There are two steps to this message. Sunt doi pași la acest, în acest mesaj. Forget what is behind. Să uiți ceea ce este din spate. And look, remember what is before. Și să-ți aduci aminte ce este înainte ta. Now you'll see that's the context of what he talks about. Vei vedea că acesta este contextul despre ce vorbește. Now I'm not talking about, you know, forgetting the old path. Eu nu vorbesc despre de a uita calea veche. That's not what he's talking about. Nu despre aceasta este ce vorbește. He's not telling you in any way. Nu-ți spune ție niciun fel. You know, to give up on the old way of God's work. Să renunți la calea veche de lucrare a lui Dumnezeu. When he talks about forgetting what is behind. Când vorbește despre faptul de a uita ceea ce este în spate. In many ways. În multe feluri. He's telling you to stop living in the good old days. Îți spune ție să te oprești să trăiești în trecut, în zilele bune. If anything has proven that we do this. Dacă ceva dovedește că noi facem aceasta. It's Facebook. Este Facebook. Because many people. Deoarece mulți oameni. I see you only share old memories on Facebook. Vă văd că distribuiți doar memoriile vechi. In fact, since the majority of everybody here fits in one little group, I'll pick on them. That when you share your posts on Facebook, atunci când vă distribuiți posturile pe Facebook, with the exception of your nudes, he still posts new stuff. El încă postează lucruri. Most everybody else is showing me pictures. Majoritatea mi arată poze of what you, ce tu, and actually many times, și de fapt de multe ori, somebody else was doing. Altcineva ar fi făcut. You know, 10 years ago. Acum 10 ani. Why? De ce? You know, why is it you can't show what you're doing today? De ce nu poți să arăți ceea ce faci astăzi? Now, there's usually a good reason for that. Este un motiv de obicei bun pentru not doing anything today. Că tu nu faci nimic. That's usually the cause of why people live in the good old days. Aceasta este cauza de obicei de ce trăim în trecut, în timpurile bune. But let me make that a little bit personal, since we can do that tonight. Să fie un pic mai personal, deoarece putem să facem aceasta în acest seară. There's nothing wrong with you having fond memories. Nu este nimic să ai memorii distractive, nu este greșit. Of the church you had in Romania. Despre biserica care ați avut în România. Of the churches you had. Despre bisericile. There's nothing wrong with you having fond memories of how you grew up. Nu este nimic greșit de a avea memorii distractive cum ai crescut. There's nothing wrong with, you know, occasionally looking back to that stuff. Nu este nimic în mod ocazional să te uiți înapoi spre aceste lucruri. But I've seen the same picture. Dar am văzut aceeași poză. That Lori posted of her crazy sisters. Care Lori a postat cu surorile ei nebune. When I first met her. Când am prima dată am întâlnit-o pe ea. I have seen that picture reposted every year. Am văzut acea poză repostată. By almost every female member of her family. Fiecare femeie. At one point or another. La un moment dat, la altul. I have seen so many posts of Patrick Boyle. Am văzut atât de multe posturi despre Patrick. Doing something crazy. Făcând ceva nebunesc. That at this point I could probably quote everything he ever said while he was in Romania. Cam până în acest moment probabil pot să spun tot ceea ce a spus în timp ce era. And I don't say that as an attack on him. I love him. Aceasta, ca atac, you know, we don't see eye to eye on everything. Noi nu suntem de acord chiar în orice. But he is still my friend. Dar el este încă prietenul meu. But what I'm saying with that is that I see so much of just, well, this is what we used to do. You know, we used to go to, you know, three churches. You know, we used to go soul winning these days. Well,
why aren't you so winning these days? De ce nu vedeai la divizare în zilele astea? You know, God didn't die. Dumnezeu nu a murit. He didn't fall asleep. El nici nu a dormit. Not everybody in Belgium suddenly got saved. Nu toți din Biblie din Belgia dintr-o dată. So the work is still there. Lucrarea este acolo. God is still there. Dumnezeu este încă acolo. The only person who could have changed in this equation. Singura persoană care poate să se schimbe în această ecuație. Is you. Ești tu. But so often what we do as Christians, dar desi orice facem noi ca creștini, is we spend so much time focusing on what we used to do for God. Este că petrecem atât de mult timp pe ceea, accentuați pe ceea ce obișnuiam să facem pentru Dumnezeu, that we let it distract us from what we ought to be doing now. Că lăsăm aceasta să ne tragă atenția de la ceea ce ar trebui să facem acum. I used to work with a group building church buildings. Obișnuiam să lucrez cu oamenii cu un grup care construiau biserici. I have fond memories of that. Am memorii distractive. The group was called Craftsmen for Christ. Grupul era Meșteri pentru Hristos. And I love working with them. Și iubeam să lucrez cu ei. I mean, I would spend all my time that I could. Aș fi petrecut tot timpul meu care aș fi putut. You know, going to build church buildings. Să merg cu ei și să construim clădiri pentru. And helping churches. Și să ajutăm biserici. But I don't have time to focus on that. Dar nu am timp să mă accentuez pe aceasta. I mean, occasionally I have a fond memory of it. În mod ocazional am o memorie distractivă despre. But if I can keep making this personal and poking people. Dacă pot să țin acea persoană să gătesc oamenii. You don't see me filling up my Facebook with that. Nu mă vezi umplând Facebook-ul meu cu aceasta. Because I'm doing enough for God now that I can't post all of that. Din cauza că fac acum pentru Dumnezeu de ajuns că nu pot să postez tot. I don't have time to worry about what I used to. Nu am timp să mă gândesc pe ceea ce obișnuiam să fac. You know, I used to preach all over the country in America. Obișnuiam să predic în toată țara, peste în America. I love that. Iubeam acest lucru. But if I spend all my time thinking about that, dacă îmi petrec tot timpul meu gândindu-mă despre aceasta, then I'm going to forget that there's a country where God has put me now. Apoi voi uita țara unde Dumnezeu m-a pus acum. That needs the gospel. Că aceasta are nevoie de evanghelie. So I'm not taking away from anything you've done for God in the past. Eu nu iau din ceea ce tu ai făcut pentru Dumnezeu în trecut. I'm not criticizing that in any way. Eu nu critic în aceasta niciun fel. I thank God for what you've done in the past. Mulțumesc Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut în trecut. But if I can be a little personal with this though. Să fiu un pic personal cu aceasta. God's giving you a church now. Dumnezeu ți-a dat o biserică acum. I mean, you prayed for years for a church. Te-ai rugat pentru bani pentru biserică. And God gave you one. Și Dumnezeu ți-a dat una. Why aren't you here faithfully all the time? De ce nu ești aici în biserică tot timpul? Now I'm preaching in the choir because most of you are. Predic în general, din cauza că majoritatea dintre voi sunteți credincioși. But I don't care how faithful you are, most of you could afford to do more. Dar nu contează cât de credincioși sunteți, majoritatea dintre voi puteți să faceți și mai mult. You could be also winning with us on the weekends. Puteți să fiți cu noi la evangelizare la sfârșitul săptămânii. Oh, if you want to go door knocking, I'll set aside time for you to do it. Dacă vrei să mergi la bătut de uși, pun timp deoparte să mergem. There is no lack of work to be done. Nu este lipsă de muncă de treabă care trebuie să fie. The race is still being run. Cursa este încă în fugă. The difference is that you are now watching instead of participating. Diferența este că acum tu privești spre ea în loc să participi. And while other people are running, în timp ce alții fug, you know, you're over here sitting on the pew. I look at this picture of what I used to do, you know, 10 years ago. The thing you have to ask yourself is, is that enough for God? Is God going to look at what you were doing 10 years ago? Or since most of you are not that old, let's move it down to 5 years. Is God going to look at that and say, oh wow, you did so much for me. I am so glad you did that. So it doesn't bother me at all that you spent the next 10 years not doing much at all. Și nu mă mai deranjează deloc dacă vei petrece ceilalți următorii 10 ani și nu vei face nimic. Doesn't he say? Nu spune el? Then when he comes back, atunci când va veni el, he will come back as a master, you know, as someone who's hired you. Va veni ca un stăpân.
And he wants to find you working when he gets here. Și el vrea ca să te găsească lucrând atunci când vine aici. That means it's not enough. Aceasta înseamnă că nu-i sunt de ajuns. Say, oh yeah, I did all of this. Da, am făcut toate acestea. He wants to see you working when he gets here. El vrea ca el să te găsească, să te vadă lucrând când vine aici. But I hope Eunice doesn't mind me using him as an example in this. Sper că nu se supără folosindu-l ca exemplu. But he has a good story that works for this. Dar el are o poveste bună care merge pentru bine cu asta. When he worked in Spain, când a lucrat în Spania, with the olives, cu măslinele, he was out working all of his coworkers. Well, with the exception of maybe Narches. I'm not going to let that me be the one that gets involved in that argument. But in the eyes of their boss, the first time Eunice was working there, he didn't like him. Lui nu i-a plăcut de el. Because what he saw, because ce el a văzut, is that when he came back, era atunci când el s-a întors, everybody else would suddenly speed up and start working their hardest. Toți dintr-o dată ar fi muncit repede. And Eunice was, you know, just still working at his pace. Eunice lucra la pace. Now, Eunice was proof. You know, the story slow and steady wins the race. You know, the story of the tortoise and the hare. The turtle and the rabbit. Acea poveste despre iepure și broască testoasă. That he was beating the rest. Că i-a bătut pe ceilalți. And in his defense, și în apărarea lui, he's the only one who wasn't being a hypocrite. El era singur care era un ipocrit. Because he was working the same speed all the time. Because lucra la aceeași viteză tot timpul. But to the boss, that didn't matter. Dar pentru șef, acesta nu a contat. You know, all he thought, tot ce a crezut el, is that this guy is lazy. Este că acest tip este leneș, because everybody else is working hard when I get here. And he's working slow. Și el lucrează încet. It didn't matter that when the boss wasn't there. N-a contat atunci când șeful nu era acolo. All the others were sitting there doing nothing. Toți ceilalți stăteau și nu făceau nimic. All he knew was what he saw. Tot ce a văzut era ceea ce a știut era ceea ce a văzut. Now once he saw the product. Odată ce a văzut producția. To see what Eunice was producing. Să vadă ceea ce Eunice a produs. He changed his mind. Și a schimbat mintea. You know, he had to beg Eunice to forgive. Ar trebui să-i cer lui Eunice să îl ierte. But the point still remains the same. Dar ceea ce punctul încă rămâne la fel. Any of you that have a job, if your boss leaves you for a time, with the exception of Joe, because they don't actually care when she works, just as long as the house is clean. When your boss comes back, they want to find you working. You know, they don't want to find you on break when they get back. You know, they don't want to find you sitting there taking a nap. They want to find you doing something. Ei vor să te găsească făcând ceva. You know, for those of you that are students, pentru cei care sunteți studenți, let's say the teacher walks away for a little while. Să spunem că profesorul pleacă pentru un timp. When they come back, când se întorc înapoi, and they find the room in chaos, și găsește camera fiind într-un haos, because you've all been fighting and acting crazy, din cauza că voi v-ați luptat, you know, throwing stuff or whatever, and you tell them, oh, but you know, for the first 30 minutes you were gone. Și vei spune că pentru primele 30 minute în timp ce ai fost plecat, we were good and we did our work. Noi am fost buni și ne-am făcut treaba. It's only been the last, you know, 5 or 10 minutes that we started being crazy. A fost doar ultimele 5 ori 10 minute care am început să fim nebuni. Does that make a difference with them? Face această diferență pentru ei? They say, oh yeah, you're right. You know, 30 minutes compared to 5, that's great. Ar fi spune, oh da, este corect. 30 minute comparație cu 5 este minunat. No, they want to find you doing right when they get back. Ei vor să vă găsească făcând corect atunci când se întoarce. And this is simply the thought. Aceasta este simplu ideea. I'm not taking anything away from what you have done for God. Eu nu iau nimic din ceea ce ați făcut pentru Dumnezeu. I know that you have a heart for God. Eu știu că aveți o inimă pentru Dumnezeu.
But you have to ask yourself the question. Dar trebuie să vă întrebați, if Jesus was to return right now, dacă Iisus era să se întoarcă acum, would he count the way that you're living, ar fi socotit el felul în care tu trăiești, the things that you're doing, lucrurile care tu le faci, would he look at that, atunci când se uită la aceasta, and say, okay, I found you working. Și să spună, okay, te-am găsit, găsit muncind. Or would you be one of those servants that started out working and then took the nap? Sau tu ai fi unul dintre acei slujitori care a început muncind, that started off working and then quit. How is he going to view you if he come back right now? You know, is he going to look at everything you did and say, oh yeah, you did enough, you should have sat down and rested? Or is he going to find you wishing that you had done more? Because it's easy to get comfortable here. E ușor să fii confortabil aici. It's easy to live in the past. E ușor să trăiești în trecut. All of those things are easy to do. Toate aceste lucruri sunt ușoare de făcut. But they're not right. Dar nu sunt corecte. I mean, I think of what Jesus said in Luke chapter 9 and verse 62. Mă gândesc pe ceea ce Iisus a spus în Luca 9:62. When he tells us când ne spune that any man having put his hands to the plow, că fiecare om care își pune mâinile pe whatever you plow fit with, I don't know what you call it. Plug. And then looks back, și apoi se uită înapoi, that he's not fit for the kingdom of God. Nu se potrivește, se potrivește în împărăția lui Dumnezeu. Now, most people preach that. Majoritatea oamenilor predică acestea, despre aceasta. Talking about looking back to, you know, the old ways, the old life. Vorbim despre a ne uita înapoi la viața veche. But can I tell you that it's more than just that? Dar pot să spun că este mult mai mult decât atât. You know, as you have that plow, you're being pulled along by the horse through the field. Tu ești tras de cal în câmp. If you're looking back, even just to see where you've been already, dacă te uiți înapoi să vezi unde ai fost, and you're too busy focusing on the row that you've already plowed, și ești prea ocupat de a te accentua pe drumul care deja l-ai arat, and not on the work that is before you, și nu la lucrarea care este înainte ta, you get the same problem. Ai aceeași problemă. If you're not looking before you, dacă nu te uiți înainte, if you're not facing forward to work, dacă nu te ațintești înainte spre lucru, the line that you're trying to make, linia care încerci să o faci, is not going to be straight. Nu va fi dreaptă. It's going to go in the direction that you're facing. Va merge în direcția care tu o înfățișești. Now, if you're looking back to before you started plowing, dacă te uiți înapoi, înainte ca să începi ara, or if you're focused on where you were plowing before, să dacă te accentuezi la locul unde tu l-ai arat. Either way, you're looking back. Oricare cale, tu te uiți înapoi. And if you're looking back, și dacă te uiți înapoi, you're not getting anything done right in front of you. Nu faci nimic corect înainte ta. So God tells us very plainly. Dumnezeu ne spune foarte clar. That we need to be looking forward. Foarte simplu, că noi trebuie să ne uităm înainte. We need to stop focusing so much on what we used to do, pe ceea ce noi obișnuiam să facem, and get a vision for what God's trying to do with us now. Și să primim o viziune cu ceea ce Dumnezeu încearcă să facă acum. Again, because most of you are Romanians, I keep leaning on you for this. Și din nou, din cauza că majoritatea dintre voi sunteți români și mă continuu să mă rezent pe asta. Praise God, you were part of starting churches in Romania. Slavă Domnului că voi ați fost parte din acele biserici care au început în România. But God is trying to start a church in Belgium right now. Dar Dumnezeu încearcă să deschidă o biserică aici. Did he put you here just so you can make a little extra money? Te-a pus aici doar ca să faci un pic extra bani? Are you here just so, you know, you can live a little more comfortably? Ești aici doar ca să trăiești un pic mai confortabil? Or do you think maybe? Sau crezi că poate? Just maybe. Lord, poate, God actually wants you to be participating here. Dumnezeu de fapt vrea ca tu să participi aici. That he wants you to be part of starting a church in Belgium. Ca tu să fii parte din a începe o biserică în Belgia. I mean, your God may do stuff by chance. Dumnezeul tău poate face lucruri prin șansă. But I don't consider mine doing things by accident. Dar eu nu consider că Dumnezeul meu face lucruri prin accident. So I don't think he brought you here at this point in time. Eu nu cred că te-a adus pe tine în acest
without a desire to do something through you here. Fără o dorință de a face ceva prin tine aici. Because I can tell you it's not going to be enough. Din cauza că pot să spun ție că nu va fi îndeajuns. You know, to take him to your Facebook. Să le iei pe Facebook. And show him all the things you did 4 and 5 years ago. Să duci pe Facebook și să arăți toate lucrurile care ai făcut acum câțiva înapoi. He wants to find you working now. El vrea să te găsească pe tine muncind acum. Now I understand life changes. Eu înțeleg că viața se schimbă. I understand people have children. Eu înțeleg că copiii au, oamenii au copii. People have more work to do. Oamenii au mai multă treabă de făcut. I understand all of that. Înțeleg toate acestea. But that doesn't change that God still wants you to be serving. Dar aceasta nu schimbă că Dumnezeu încă vrea să te vadă muncind. So Paul says in verse 14. Pavel spune în versetul 14. He says, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ spune, Jesus. Alerg spre țintă pentru premiul chemării înaltă al lui Dumnezeu Hristos Iisus. He said, I forget what's behind. Spune că eu uit ceea ce este în spate. And I look ahead. Și mă uit în fața mea. And I press forward. Și alerg. We're going to talk about the plow. Dacă vom vorbi despre arat, despre ceplu. He says, I don't look at the line I put behind me. Spune că nu mă uit la acea linie care am pus-o în spatele meu. And start thinking, oh wow, that is so straight. Și încep să spun, este cât de dreaptă. I need to, you know, post a picture of this on Instagram. Trebuie să postez o poză despre aceasta pe Instagram. He says, look at the work that's in front of you. Spune, uite la lucrarea care este înainte ta. And keep pressing forward. Și continuă. That's the idea. Aceasta este ideea. I mean, I'm reminded of the book of Ezra. Mi-aduc aminte de cartea Ezra. That, you know, when they laid the foundation for the new temple. Atunci când a pus fundația, temelia pentru templul nou. That, you know, as the work is done, în timp ce lucrarea este terminată, and the men who were there to see the first one, și bărbații care au fost acolo să vadă prima dată, it says they began to cry. Spune că au început să plângă. Now everything in the passage, tot în acest pasaj, seems to be that they're crying. Se pare că ei plângeau. Not because the new one is so beautiful. Nu din cauza că acesta este atât de frumos. But because they're remembering the old one. Din cauza că își aduceau aminte de vechea clădire. Think of how ridiculous that is. Imaginează cât de ridiculos este. God had just given them something incredible. Dumnezeu le-a dat lor ceva incredibil acum. And instead of rejoicing in what God is doing. Și nu să se bucure de ceea ce Dumnezeu face. Oh, but you know what the other one? Oh, dar știi că celălalt? You know, we used to have all these people coming. Obișnuiam să avem toți acești oameni care veneau. Oh, and you should have just heard the music we had. Ai fi trebuit să auzi muzica care o aveam. You know, it's ridiculous. Ridiculos. To be so caught up in what you used to have. Să fii atât de prins în aceste lucruri care obișnuiam să le avem. That you cannot appreciate what God is doing now. Nu poți să apreciezi ceea ce Dumnezeu face acum. So instead, we have to forget what's behind. În loc de aceasta trebuie să uităm ce este în urmă și să mergem mai departe. He says in verse 15. Versetul 15 spune. Let us therefore as many as be perfect be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. De aceea astfel să gândim cât suntem desăvârșiți, dacă în ceva gândiți astfel, Dumnezeu chiar acesta vă va revela. He says, if you're going to do this, spune, dacă veți face acestea, you need to set your mind to this. Voi trebuie să vă puneți mintea voastră spre acestea. You know, you need to prepare yourself for voi this. Voi trebuie să vă pregătiți pentru acestea. You know, in other words, în alte cuvinte, wake up. Treziți-vă. Realize. Realizează. You have not done enough for God. Că nu ai făcut îndeajuns pentru Dumnezeu. You have not earned the right to sit down and say, I finished my race. Nu ai câștigat acest drept de a sta jos și spune, am alergat cursa mea. You've not done so much. Nu ai făcut atât de mult. That God's going to show up and pat you on the back. Că Dumnezeu va părea și va bate palma pe spate. And say, well done, you take a well-earned rest. Și spune, bine făcut, să iei o odihnă bună. He says you need to set your mind to understanding that. Spune că voi trebuie să vă puneți mințile de a înțelege asta. That you need to wake up and realize. Trebuie să vă treziți să realizați. That what you did 10 years ago. Ceea ce ați făcut acum 10 ani. Doesn't make up for what you're not doing today. Nu acoperă ceea ce nu faceți astăzi. Because God says he that knoweth to doeth good and doeth it not. Din cauza că Dumnezeu spune că cel care știe să facă binele și nu-l face. Unto him it is sin. Lui este acesta păcat. So every day. În fiecare zi. That you're too busy
looking to the past. Care ești prea ocupat de a te uita spre trecut. You know, you're too busy living in the good old days. Ești ocupat de a trăi în timpurile bune. And letting that be an excuse. Și lași aceasta să fie scuza. To not be faithful to God now. Să nu fii credincios lui Dumnezeu astăzi. According to the Bible, that's sin. Conform Bibliei, aceasta este păcat. Because you know what's right. Din cauza că tu știi ce este. You know God's plan for you didn't change. Tu știi planul Dumnezeu, nu s-a schimbat. You know that His work is still the same. Lucrarea lui este încă aceeași. He still expects you to go to church. El încă așteaptă ca tu să mergi la biserică. He still expects you to read your Bible. Încă așteaptă ca tu să citești Biblia. He still expects you to pray. Încă așteaptă ca tu să te rogi. He still expects you to give the gospel to people. El încă așteaptă ca să dai evanghelia oamenilor. Not one thing has changed. Nici un lucru în acest sens nu s-a schimbat. The only thing that has changed is you. Singurul lucru care s-a schimbat ești tu. So he says, if you're not doing it, și spune, dacă nu faci, to you it is sin. Pentru tine acesta este. Because you know better. And it does not matter what you were doing 4, 5, 6, 7 years ago. Și nu contează ce ai făcut, ce făceai acum 4, 5, 6, 7 ani. What you're not doing today is sin in the eyes of God. Este păcat în ochii lui Dumnezeu. And so that's why it's so dangerous. De aceea atât de periculos este. And that's why you and I have to set our minds to this. De aceea noi trebuie să ne punem mințile noastre pe aceasta. You know, to be thus minded, as Paul să says. Să fim cu mintea în aceasta, așa cum Pavel spune. Then in verse 16, versetul 16, he says, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Spre totul la ceea ce noi am ajuns deja să umblăm după aceeași regulă, să gândim aceeași lucru. You know, if I can say it like this. Dacă pot să spun în așa fel. If you can look back to what you used to do. Dacă poți să te uiți înapoi la ceea ce obișnuiai să faci. And think, oh, I was doing so much for God. Și să te gândești, am făcut atât de, făceam atât de multe pentru Dumnezeu. He says to keep doing it. Spre continuu să faci. Do more. Fă și mai mult. It's not an excuse to do less. Nu este o scuză să faci mai puțin. If anything, it's an excuse to do more. Dacă nu am ceva, este o scuză să faci mai mult. The fact that at one time, faptul că odată, you love God enough to be at church 3 times a week. Îl iubeați pe Dumnezeu atât de mult să fiți de 3 ori pe săptămână. For some of you, 5, 6, and 7 times a week. Pentru unii de voi, 4, 5, 6, 7 ori pe săptămână. The fact that at one time, faptul că odată, you loved God enough to at least once a week be out sharing the gospel. Îl iubeați pe Dumnezeu de ajuns ca cel puțin o săptămână să fiți afară să împărtășiți evanghelia. That is a conviction against you. Aceasta este o convingere împotriva ta. Not something in favor for you. Nu ceva în favoare pentru tine. That doesn't buy you any bonus points, so to speak. Aceasta nu cumpără nici, nu ți dă niciun bonus, puncte de bonus. It serves to convict more. Slujește ca să te convingă mai mult. Because it, that alone, deoarece în aceasta is an evidence, este o evidență, that you know to do good but you do it not, că tu știi să faci bine dar nu faci, and therefore unto you it is sin, și pentru tine de aceea aceasta ți este păcat. So what he's teaching is this. Ce ne învață este? Once you wake up and realize, de data ce te trezești să și realizezi, press forward, do what you know you're supposed to do. Deci mai departe, fă ceea ce trebuie să faci. Then verse 17. Apoi versetul 17. He says, brethren, be ye followers together of me, and mark them which walk, so as ye have of us for an example. Fraților, fiți împreună urmași ai mei și însemnați pe cei ce umplă astfel, așa cum ne aveți și pe noi ca exemplu. He says you need to find some godly examples. Spune că noi trebuie să urmăm exemple evlavioase. Paul said, look for some men like him. Pavel spune să vă uită, să se uite pentru câțiva oameni ca and others. In other words, find someone who is serving God and go work with them. Go help them. I mean, let me just make this as personal as I can. I may not be as likable as whoever your pastor has been in the past. I may not be as good a preacher. But Paul doesn't say find Paul always. He says find people that are trying to serve God and follow the example. So I may not be a Paul. Eu poate nu sunt un Pavel. But I sure am trying to serve God here in Ghent. Dar cu siguranță încerc să slujesc pe Dumnezeu aici în Ghent. What he is saying is get on board and start helping. Ce spune el este să mergi și să încep să ajut. I'll knock doors every day of the week if you'll go with me.
Voi bate la ușă fiecare zi din săptămână dacă But we need to go two by two, so I need somebody to go with me. Trebuie să mergem doi câte doi și am nevoie de cineva să meargă cu mine. But I need you to love God enough to want to go. Dar eu vreau ca tu să iubești pe Dumnezeu de așa. If I have to twist your arm to make you go. Dacă trebuie să-ți întorc mâna ca să te fac să mergi cu mine. At some point I stop twisting. La un moment dat mă opresc și nu-ți mai îndoi mâna. Because it's not my job to break your arm. Din cauza că nu este treaba mea să-ți rup mâna. You know, when it comes to going out on Saturdays, când vine vorba de a merge sâmbătă, go with us. Mergi cu, vină cu noi. You want to, I mean, people complain about being in church because it's too often. Oamenii plâng because de a fi în biserică este prea des. I mean, I have enough work to consider myself having a full-time job. Am de ajuns de muncă să mă consider ca un serviciu întreg. Outside of being in church. În afară de a fi în biserică. Maybe you don't realize this. Poate nu realizezi aceasta. But because I can't put my other responsibilities aside. Dar din cauza că nu pot să-mi pun celelalte responsabilități deoparte. Many times the way I prepare for Sunday. De multe ori felul în care mă pregătesc. You know, to get all the little things done. Să pregătesc toate lucrurile micuțe. Is I either stay up till 3 and 4 o'clock in the morning? Or sunt treaz la 3, 4 dimineața? Or I go to bed at my normal time. Sau mă duc la să dorm la timpul meu normal. Sleep about 4 hours. Dorm în jur de 4 ore. And then get up, you know, really, really early and spend all morning working. Și apoi mă trezesc foarte, foarte devreme și petrec toată dimineața muncind. So I know what you mean when you say it's hard to be in church. Eu știu ceea ce spui atunci când spui că este greu de a fi la biserică. Well, everybody else went home and rested today. În timp ce tot restul a mers acasă și v-ați odihnit astăzi. Me and Lori, her probably more than me. Eu și Lori, ea poate mai mult decât eu. Spent the afternoon getting everything ready for church tonight. Și a petrecut după masă ca să pregătească tot pentru această seară. When you go home and rest for work tomorrow. Când te duci acasă și te odihnești pentru muncă mâine. We'll spend most of the night getting the house cleaned and repaired from today. Vom petrece majoritatea din seară curățind casa și toate. My point is this. Ce vreau să spun? I'm in church every service. Eu sunt la biserică în fiecare serviciu. Not because I'm the pastor. Nu din cauza că sunt pastor. But because I love God. Din cauza că iubesc pe Dumnezeu. Before I was a pastor, I was in church every service. Înainte să fi fost un pastor, eram la biserică fiecare serviciu. When I was an evangelist. Când eram un evanghelist. To me personally. Pentru mine mod personal. 3 and 4 services a week was not enough. 3-4 servicii pe săptămână nu erau de ajuns. So normally I was in 5 services on Sunday. În mod normal eram în 5 servicii duminica. And then on top of that, și apoi deasupra, I would find places I could be in church every night of the week. Aș fi găsit locuri unde aș fi putut să fiu în biserică fiecare seară de săptămână. While still working a 50-hour-a-week job. În timp ce lucram o slujbă de 50 de ore pe săptămână. And going to school to study electrical work. Și mergeam la școală de asemenea să studiez lucrare pentru. So when people give me their excuses for why they don't come to church, când oamenii dă-mi scuze de ce nu vin la biserică, I never have mercy of that. Nu am milă pentru ei. Eddie, can you get the door if you're still awake? I don't accept those kind of excuses. While I may listen to you, and I certainly don't criticize you, you know, I just accept whatever you tell me. At the end of the day, I've had reached a conclusion. Am ajuns la această concluzie. If we love God, dacă îl iubim pe Dumnezeu, we'll make time for Him. Vom face timp pentru El. You love money, so you make time for work. Iubești banii, faci timp pentru muncă. You know, you want to finish school, so you make time for that. Vrei să termini școala, atunci îți faci timp pentru aceasta. You love your family, so you make time for them. Îți iubești familia, faci timp pentru ei. Everything else in your life, tot restul din viața ta, that you care about, care îți pasă de ei, you make time for it. Îți faci timp pentru ei. The only thing, singurul that we put to the back, care noi îl punem în spate, the only person, singura persoană, who we tell him he's not important unless we have extra free time, care le spunem că este important doar dacă avem extra free, is God. Timp liber, este Dumnezeu. Everything else we make time for. Tot restul noi pentru celelalte lucruri facem timp. God is the only one we push back. Dumnezeu este singurul care noi îl împingem în spate. So Paul says, realize you haven't reached. Să realizezi că nu ai ajuns. Press forward. Să mergi mai departe. Find some men who are trying to serve God and work with them. Să găsești câțiva oameni care încearcă să slujească Dumnezeu, să lucrezi cu ei. And then he warns in verses 18 and 19. Și apoi versetul 18 și 19 ne avertizează.
For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ. Fiindcă mulți umblă, despre care adeseori v-am spus și acum vă spun chiar plângând că sunt dușmanii crucii de Hristos. Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Al căror sfârșit este nimicirea, al căror Dumnezeu este pântecele lor și a căror glorie este în rușinea lor și care gândesc lucrurile pământești. Paul says you need to find godly examples to work with. Pavel spune că trebuie să găsiți exemple evlavioase care să practice. He said many people spune că mulți oameni aren't concerned with doing what God wants them to do. Nu sunt îngrijorați de a face ceea ce Dumnezeu le spune să facă. He said most people spune că majoritatea oamenilor their God is their belly. Dumnezeul lor este pântecele lor. The way they live is contrary to the cross. Felul în care ei trăiesc este contrar crucii. They're not doing what God asked them to do. Ei nu fac ceea ce Dumnezeu le cere să facă. They're not trying to reach people with the gospel. Ei nu încearcă să atingă oamenii pe Evanghelia. They're doing what feels good. Ei fac ceea ce se simte că este bine. They're simply doing what they want to. Ei mult simplu fac ceea ce vor să facă. You know, they, if you follow their example, dacă urmezi exemplul lor, you'll think life's all about making money. Ei crede că viața este tot despre a face. You follow their example? You'll think life's all about partying and having fun. If you follow their example, you're going to waste your life on things that have no value whatsoever. So you ask yourself the question. Are you going to look at things of no value? And live in the past? Or are you going to wake up and serve God today? Are you going to find where somebody is trying to serve God and get to work? And then finally, verse 20. He says, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Fiindcă noi ne purtăm ca cetățenii cerului, de unde și așteptăm pe Salvatorul, pe Domnul. Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able to subdue all things unto himself. Care va schimba trupul nostru în josit, pentru a-l face să fie conform trupului său glorios, conform lucrurilor care el este în stare și chiar supune însuși toate. He says, your citizenship is in heaven. Spune că cetățenia voastră este în cer. You need to be looking to that. Voi trebuie să vă uitați spre aceasta. He says that the finish line is the resurrection. Spune că linia de terminare este învierea. You need to be living for that. Voi trebuie să trăiți pentru aceasta. You need to be doing things that have eternal value. Voi trebuie să faceți lucruri care au valoare eternă. So yes, everybody else is going to tell you. Da, ceilalți vor vă spune. The best thing you can do right now. Că cel mai bun lucru care poți să faci acum. Is get a good job, save some money. Este să ai o slujbă bună, să salvezi ceva bani. Go to school, get a big education. Să mergi la școală, să ai o educație bună. You know, make a life for yourself here in this world. Să faci o viață pentru tine aici pe acest pământ. Give me your Bible verse for that. Să-mi dai un verset biblic pentru aceasta. I'll wait because you're not going to find it. Voi aștepta din cauza că nu vei găsi. Because what God teaches us is simple. Din cauza că ceea ce Dumnezeu ne învață este simplu. He died. El a murit. That you could live for things that matter. Ca tu să poți să trăiești pentru lucrurile care contează. So that you could give a life to reaching people with the gospel. Ca tu să poți să dai viață în a atinge oameni cu Evanghelia. And we're more concerned with, you know, having more money in the bank. Și să nu mai fim îngrijorați de a avea mai mulți bani în bancă. Having the nicest, newest toys. De a avea cele mai frumoase jucării și cele mai noi. You know, we're too busy trying to look like the world and live like the world. Suntem prea ocupați de a trăi, încerca de a trăi ca lumea și de a arăta. All of our role models are the world. Tot modelul nostru este lumea. And so because of this, din cauza aceasta, we have sat down and quit serving God the way we ought to. Noi ne-am pus jos și am renunțat de a sluji pe Dumnezeu în felul în care trebuia. So I told you my outline is simple. Ți-am spus că titlul meu este simplu. Stop living so much in the past. Să te oprești de a trăi atât de mult din trecut. Stop looking back so much. Să te oprești să te uiți în trecut. Will that be looking back to your old life before you were saved? Oare aceasta este să te uiți înapoi la viața veche care înainte să fii salvat? Don't be like Israel, always looking back to Egypt. Să nu fii ca Israel întotdeauna să te uiți înapoi spre Egipt.
and crying because we used to have garlic there. Și să plângi din cauza că obișnuiam să avem usturoi acolo. But don't be like so many Christians. Dar să nu fii ca atât de mulți creștini. Who have quit serving God because they think what they used to do was enough. Din cauza care au renunțat de a sluji pe Dumnezeu din cauza că gândesc că ceea ce obișnuiau să facă era îndeajuns. Stop focusing so much on what is behind. Să te oprești să te accentuezi pe atât de mult pe ceea ce este în spatele tău. And remember what is before. Și să aduci aminte ceea ce este înainte ta. What is before you if you're a child of God? Ceea ce este înainte ta dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Is your home in heaven? Este casa ta în cer. He says you're a citizen of heaven. Spune că tu ești un cetățean al cerului. So if I'm going to make all this simple, dacă voi face atât de simplu, just start living like it. Să încep să trăiești ca aceasta. Start acting like your home is in heaven, not here. Să încep să acționezi ca cum și cum casa ta este în cer. If we would start doing that, dacă noi am început să facem, most of this other stuff would work itself out. Toate lucrurile vor merge bine. Because I would realize then, deoarece vom realiza atunci, that all this stuff I'm giving myself for, voi realiza atunci că toate lucrurile care mă predau acum, is nothing. Care mă dau pe mine însuși, it will vanish away in a moment. It's like people who spend money to buy clothes and stuff for video game characters. You work your life away. Toată viața ta, you know, and earn this money from your time și îți câștigi acești bani din timpul tău, so that you can buy something that doesn't even exist. Ca tu să poți să cumperi ceva care nici nu există. It's just a code in a game. Este un cod într-un joc. And most of you probably don't do that. Și majoritatea dintre voi probabil nu faceți acest. But obviously plenty of people do because people make their living just selling this stuff. Dar alții oameni probabil fac acest din cauza că își fac alți oameni vândându-și acestea. But you're just as guilty. Își fac trăirea ei, de aici atât de vinovată ei. Because this precious gift of your life, din cauza că acest dar prețios a vieții tale, that Christ purchased with his own shed blood, că Hristos l-a cumpărat cu propriul său sânge, and he's told you to serve him, îți spune ție să slujești pe el. You waste it to buy things that are nothing. Tu îl risipești ca să-ți cumperi lucruri care... That in the eye of eternity, they don't even exist. În ochii eternității, acestea nici nu există. And we waste our lives, și noi ne risipim viețile noastre, for a moment's comfort, pentru un moment de confort, for a few material things, pentru câteva lucruri materiale, and forget all about God. Și să uităm mod complet despre Dumnezeu. And think God's just supposed to be happy because 5 years ago I did something. Și apoi Dumnezeu ar trebui să fie fericit din cauza că acum 5 ani am făcut ceva pentru el. If you're not serving him now, dacă nu slujești pe el astăzi, he that knoweth to do good and doeth it not, cel care știe să facă bine și nu-l face, unto him it is sin. Lui acesta este păcat.